Credincioși ortodoxi și catolici se pregătesc cu emoție și smerenie să primească peste câteva zile taina fără de început și sfârșit a învierii Mântuitorului, care învinge moartea și izbăvește prin patimile sale lumea întreagă de păcate. Fiecare zi a săptămânii mari are o semnătate aparte, creștinii retrăind tensiunea clipelor pe care le parcurge Iisus, cel care duce pe umerii săi greutatea păcatelor omenești și care mai apoi este răstignit și îngropat. În fiecare seară, în biserici se săvârșesc slujbele numite denii, care evocă toate momentele importante petrecute în viața pământească a Mântuitorului din ziua intrării sale în Ierusalim până la învierea sa. Cele mai importante denii sunt cele de joi și de vineri. În Joia Mare se citesc cele 12 evanghelii ale patimilor și se scoate Sfânta Cruce în mijlocul bisericii. La denia de vineri se citește prohodul, iar preotul și credincioșii înconjoară biserica cu Sfântul Epitaf. Vinerea Mare este zi de doliu, de rugăciune smerită și post aspru, marcând momentul în care a fost răstignit Mântuitorul. În Sâmbăta Mare se prăznuiește îngroparea trupului lui Hristos și pogorârea sa la iad, de unde se ridică la viața veșnică. Duminică este sărbătorită în învierea Domnului Mântuitor, care rupe lanțurile morții și ale întunericului.